Nu am putea să găsim pacea sufletească uitându-ne înapoi, săptămâna care a trecut și să zicem sunt bune foarte. Nu, cele care sunt bune foarte, acelea sunt ca o haină murdară înaintea lui Dumnezeu. Dacă ne-ar deschide ochii să ne arate cât de mânjite de egoism, de mândrie, de prostie, de răutate, de toate aceste aspecte ale vieții pot să fie cele mai bune fapte. Ale noastre. Dacă ne-ar deschide Dumnezeu ochii, probabil că ne-am descurajat, n-am mai face nimic. Dar uh, mergem cu încredințare înainte, pentru că uh, ne mișcăm și trăim în Domnul Hristos. Sper că ați avut o săptămână foarte prăpădită, cum ar zice românul, una rea de tot. Sper că v-ați împiedicat, ați pierdut, ați fost bajocoriți, ați fost încurcați în multe lucruri. N-ați reușit în multe lucruri. Sper că vă întoarceți după o săptămână ca un soldat alergat, bătut, înfrânt, care cu greu a scăpat cu fuga de la câmpul de luptă și s-a refugiat în cetatea de scăpare. Dacă spun acest lucru, sper că am avut săptămâna nebunilor cu toții. Dacă spun acest lucru. Mă întemeiez pe cuvântul lui Dumnezeu, care știu că la încheierea sabatului celuilalt, când am fost aici și am început o nouă săptămână, undeva în aer a plutit, au plutit cuvintele, satana va a cerut să vă cearnă săptămâna aceasta. Cunoașteți vreo o săptămână în care nu ați fost ceruți să fiți cernuți? Așa se intitulează predica noastră din seara aceasta, cerut să fi cernut. Ați avut vreo săptămână în viață sau vreo zi în care n-ați fost cerut să fiți cernuți? Satana s-a uitat în, în, dosarul lui și a zis, uh, Dan, liber săptămâna asta, vă rog, stați de parte de el, lăsați-l în pace. Uh, Cristina de asemenea, vedeți, cu ăștia să avem de, de serviciu săptămâna asta, e cu tare, cu tare și cu tare. Nu, nu, nu s-a întâmplat așa ceva. Cuvintele pe care le-a spus domnului Petru și aș vrea să le citim, uh, ridică o problemă gramaticală. Ascultați bine că o să vă întreb imediat ceva. Domnul a zis, Simone, Simone, satana v-a cerut să vă cearnă ca grâul. Ați ascultat bine prima frază? Citesc din nou din punct de vedere gramatical. Urmăriți cu câte persoane vorbești. O, suntem în Luca 23 cu 31. 23 cu 31. Uh, urmăriți cu câte persoane vorbește domnul Hristos în acest text și urmăriți despre câte persoane vorbește el. Cu câte vorbește și despre câte vorbește. Ascultați acum. Uh, uh, capitolul 22 din Luca și de aici versetul 31. 22 31. Simone, Simone, câte persoane sunt aici? Una. Continuăm. Satana va cerut să vă cearnă ca grâul. Cu câte, despre câte persoane vorbește Mântuitorul aici? Despre toată lumea. Simone, satana a cerut să cearnă. Îi spune lui în fața tuturor. Satana va cerut să vă cearnă. Să nu te consider o excepție, deci să nu se considere nimeni o excepție, pentru că satana va cerut să vă cearnă. Și dacă observați aici, nu a spus nimănui în ce, în ce fel are de gând să-l cearnă. Există o regulă diabolică, aceea că satana te va cerne întotdeauna în zona în care te aștepți cel mai puțin a vieții tale. Unde aproape că nu te păzești de unde nu te aștepți, prin cine nu crezi că se poate așa ceva, de acolo vine cernerea. De acolo de unde tu ai cu totul și cu totul alte planuri și alte așteptări. Contrastul este groaznic. Exact asta se întâmplă. Asta este cernerea diavolului. Diavolul nu este un inspector corupt care sună pe cetățeanul care i-a dat mită și spune, vezi că vine în inspecție mâine. El nu spune așa ceva. Și nu spune nici ce o să controleze, ci spune atât. Descoperirea Mântuitorului. Satana v-a cerut să vă cearnă. Voi, dar, fiți gata în orice privință, pentru că nu se știe în ce privință te va cerne diavolul. Nu se știe în ce privință te va ispiti, te va uh, provoca. Nu se știe acest lucru. Voi dar fiți gata. Fiți gata, gata, pentru orice, pentru că nu se știe din ce direcție va veni această încercare. El care a studiat viața fiecăruia dintre noi în delungați ani, de la naștere până acum, s-a observat cât de atent este studiată viața candidaților la președinția Statelor Unite ale Americii. De la grădiniță, de la școliță, de la elementară, se știe ce a făcut domnul Obama, domnul Romney și oricine mai îndrăznește să mai fie candidat la președinție. Unii dintre ei mai bine n-ar fi candidat, fiindcă dacă n-ar fi candidat, n-ar fi știu nimeni cu cine s-a culcat ei la o anumită perioadă. Pentru că au candidat, pentru că au candidat, acum se știe în jurul lumii. Dacă aceste lucruri se întâmplă la nivel omenesc, ce trebuie că se întâmplă pe fond spiritual? Noi nu avem de luptat împotriva cărnii și sângele, cum sunt oamenii ăștia, se luptă între ei. Noi avem de luptat cu un inamic redutabil, care este diavolul, care este inteligența supremă din creația lui Dumnezeu. Nu există o inteligență creată, care să fost creată deasupra acestuia. Nimeni n-a deținut vreodată o slujbă mai înaltă din toată creația, ca aceea pe care a deținut-o el. Nimeni nu a fost vreodată încărcat cu daruri și cu puteri, așa cum a fost acest înger care acum este căzut. Acesta v-a cerut să vă cernă. Nu, nu pot să-mi depărtez din minte uh, ideea, uh, pictura aceea în care satanas, târziu după miezul nopții, joacă șah cu un tânăr. Și îl dăduse șah mat. Este atât de întuneric, atât de greu afară, e un înger cu fața căzută și trist. Când vede că acest tânăr își permite să joace șah cu diavolul, diavolul a dat șahmat și acum îl așteaptă să cadă. Tânărul are o față transfigurată, este îngrozit, înspăimântat, că își dă seama că nu există ieșire. Conștiința al tulbură teribil gândindu-se cum de a îndrăzni, cum de și-a permis să intre în joc de șah cu diavolul. Nu discutăm cine biruie în jocul ăsta, că se știe... De la început se știe cine va fi cel care va biruin în meciul ăsta. Omul cu diavolul. Dar el își chinuie sufletul pentru faptul că a îndrăznit să intre într-un astfel de meci. Mi-au mi plăcut enorm și le reîmprospătez cuvintele unui om al lui Dumnezeu. Diavolul parabolic îi spune, e adevărat că 2 cu doi fac 4? Și a spus, sigur că da. Hai să scriem o bucată de hârtie și să semnăm amândoi, că amândoi credem sau știm că 2 plus 2 fac 4. Și omul lui Dumnezeu a spus, pe aceeași hârtie cu tine, nu îmi pun semnătura nici dacă acolo este un articol care prevede credința în Dumnezeu. Nu semnez lângă tine nici pentru credința în Dumnezeu. Pentru că și în credința în Dumnezeu la tine este altceva decât este în sine. Acest satana, îi spune Domnul lui Petru, acest satana va a cerut să vă cearnă. Dacă era doar atât, domnul ar fi fost ca un părinte care duce un copil bolnav, grav bolnav, astăzi discutam cu ginerele meu de cazuri grave, care copiii la 5 ani a făcut cancer. E atât de groaznic. La 3 ani un copil a murit de leucemie și așa mai departe. E, e teribil. Dacă domnul îi spunea doar atât, uite, satana va a cerut să vă cearnă, ar fi fost ca un părinte care își duce copilul bolnav de o boală fatală și nu are ce să facă, îl lasă înaintea unor doctori neputincioși, lovit de o boală care nu poate fi înfrântă. Dar Domnul nu rămâne doar aici, ci după ce îi spune aceste cuvinte de apocaliptice lui Petru, și când îi spune lui, vă spun vou tuturor, ce vă zic vou, zic tuturor. Atunci continuă în versetul 32. Eu m-am rugat pentru tine ca să nu se piardă credința ta. Eu m-am rugat pentru tine. Avem de partea noastră rugăciunea lui Isus în mijlocul cernerii cele mai înfuriate a diavolului. Rugăciunea lui Isus stă pentru noi. Dincolo de rugăciune este speranța cea neclintită a Mântuitorului nostru, acea speranță care a fost dezamăgită de nenumărate ori, dar care continuă să rămână această înaltă speranță. După ce te vei întoarce la Dumnezeu, să întărești pe frații tăi. La cărora omului Dumnezeu trebuia să se oprească. Și trebuie să se oprească în seara aceasta. Dacă Domnul îmi spune mie după ce te vei întoarce, ce însemnează asta pentru mine? Clipul asta când vorbește cu mine? Însemnează că o să cad. Însemnează să nu cad în disperarea aceea demonică ci să mă prind de această ancoră a credinței care îmi spune că mă voi întoarce la Dumnezeu și mai îmi spune că voi fi lucrător pentru Dumnezeu, voi întări pe frații mei. Toate acestea au fost cuprinse într-un singur simplu verset. Satana v-a cerut să vă ceană în ce privință te va cerne pe tine sau în ce privință mă va cerne pe mine? N-aș putea să spun nici măcar în dreptul meu, cu atât mai puțin în dreptul tău. Dar tot ce pot să spun este că cernerea sau ispitirea diavolului va fi o surpriză totală. Va fi the perfect storm. Furtuna aceea desăvârșit de, de groaznică. Acest lucru va dezlănțui diavolul. Și el se pregătește acum să dezlănțuie asupra omenirii întregi ultima lui ofensivă. 2 Tesalonice în capitolul 2, în care spune că va arunca în această luptă toate amăgirile nelegiuirii. Niciodată omenirea nu a fost supusă tuturor amăgirilor nelegiuirii deodată. A fost supusă la câte o amăgire de un fel sau de altul în funcție de o generație, de o cultură, de o țară și așa mai departe. Dar acum diavolul a pregătit un atac, acest ultim atac, în care va arunca în luptă toate amăgirile nelegiuirii. Vă imaginați ce ar însemna ca o țară, cum e Statele Unite, într-un război, să declanșeze toate armele de care dispune dintr-o dată. Anul ăsta, nu știu ați, ați auzit sau nu, la San Diego au pregătit fireworks, focul ăsta de artificii care se face de 4 iulie în toată America, de ziua independenței. Și au venit mii și mii de oameni ca să urmărească aceste incredibile focuri de artificii pe care s-au cheltuit sute de mii de dolari odată pe an se face așa ceva. Am asistat și eu de mai multe ori. Anul acesta m-a prins pe un pod în New York. Și de pe pod am văzut de exploziile acelea inimaginabile până în inima cerului și culorile acelea și formele acelea. Inimaginabil. La San Diego anul ăsta, S-au strâns mii și mii și mii de oameni acolo ca să urmărească deasupra oceanului exploziile acelea de rară frumusețe, și la un moment dat, aproape, când în clipa când a început aproape să rămână toată lumea oarbă, într-o singură clipă, printr-o greșeală de computer, au explodat toate aceste artificii. Într-o singură clipă a fost o explozie comparabilă cu, cu cea atomică, o lumină inimaginabilă s-a declanșat acolo. Au explodat toate odată. Țipete, oamenii s-au ascuns, a fost, a fost, șocul, șocul anului și cred că a fost șocul secolului în materie de, de foc de artificii. N-am mai auzit să se mai fi întâmplat așa ceva undeva și cu o așa cantitate imensă de artificii. Să știți că diavolul nu din greșeală pregătește un atac de felul ăsta. El îl pregătește inteligent. El va detona și va exploda o dată, o singură dată, printr-un șoc, toate amăgirile nelegiuirii, care însă vor ataca numai pe cei ce sunt pe calea pierzării, care n-au iubit dragostea adevărului și care au ales și au iubit lucrarea rătăcirii. A, în ciuda faptului că această desfășurare de armă și de putere inimaginabilă, destructivă putere, are loc deodată pe tot pământul, cu tot iadul și cu toate metodele diavolului, niciunul din cei scriși în Cartea Vieții nu vor putea să fie atinși. Ar fi fost imposibil acolo la, aceale, la acel foc de artificii ca să scape cineva de lumina aceea inimaginabilă care aproape să-i orbească pe oameni. Dar aici, așa cum scrie Ezechiel capitolul 9, du-te și fă un semn, pe fruntea celor ce gem și suspine din cauza a ceea ce se întâmplă acolo, adică a oamenilor care n-au ales să meargă pe căile fără de legii lui Israel și care au suferit pentru așa ceva, fă un semn pe fruntea lor, iar apoi când spune îngerului, intră în cetate și nimicește, începând de la copii, bătrâni, tot ce este acolo, nu te atinge însă de cei care poartă semnul acesta pe frunte. Toate amăgirile nelegiurii pentru cei ce sunt pe calea pierzării. Pentru că n-au primit dragostea adevărului, și au iubit lucrarea fără de lege. Exact așa cum a spus Domnul în Evanghelia după Ioan. Odată venită lumina, oamenii au iubit mai mult întunericul. Satana v-a cerut să vă ceară. Tu nu ești scutit, tu nu ești o excepție. Nai de ce te văita, nai de ce te mira, nai de ce te supăra, Singurul lucru pe care l-ai de făcut este să ai mare încredere în Dumnezeu că prin mila lui vei putea să fii protejat. Singurul lucru pe care l-ai de făcut este să ai încredere în rugăciunea care a fost înălțată pentru credința ta ca ea să nu se piardă. Singurul lucru pe care poți să-l faci este să te încrezi în Dumnezeu că în ciuda faptului că prin cernerea diavolului ai căzut poate și te-ai dus departe, Dumnezeu poate să facă din tine un lucrător al Lui care să întărești pe frații tăi. Problema care îl frământa grozav pe Asaf în psalmul 73, vreau să deschideți împreună cu mine dacă aveți la dispoziție psalmul, problema care îl frământa pe el nu era suferința în sine, nu era lupta credinței, nu era sacrificiul, nu era această continuă și continuă uh, apărare împotriva răului. Nu acestea îl frământa, acestea erau normale, dar îl frământa altceva. De ce pe mine, om al lui Dumnezeu, mă încearcă aceste lucruri în fiecare zi și de ce un altul care nici nu știe de Dumnezeu, își vede de treabă, nu are niciun fel de probleme, încă îi merge bine, are succes, Moare la adânci bătrâneți, eu mor de tânăr ca martir. Îmi împărtășeam cu dumneavoastră chiar în minutele de rugăciune de prietenul și fratele meu, în mare suferință, Bogdan de la Londra, 25 de ani, cred că are, sau 26 de ani. A murit ieri în niște dureri inimaginabile. A avut un cancer de os, o boală aproape necunoscută. Soția lui îmi descria, zice, a fost o boală străină. Nu s-a putut. Cu greu s-au concentrat medicii să știe cam ce se întâmplă. Dar ce pot să vă spun este că a trăit și a murit în niște dureri, dincolo, așa cum spune Pavel, zice, încercarea noastră risca să treacă dincolo de puterea omenească. Și așa este. A fost mult dincolo de puterea omenească prin ce a trecut el. Dar Dumnezeu i-a dat puteri peste cele omenești ca să poată să facă față durerilor neomenești la care a fost expus. Și ieri, ieri a trecut la o dină. Și îi scria în mele, lui. Azi am fost în dialog tot timpul și am scris. Zic, nu știu, mă încearcă un simțământ amestecat. Pe de o parte îmi vine să plâng, pe de alta îmi vine să mă bucur. Pe de altă parte mă simt înfrânt, ne-a rugat cu toții la patul lui. Pe de altă parte simt un, un, așa ca un vânt de primăvară, de triumf, de, de victorie, de biruință. De ce? Spun acest lucru pentru că satana a cerut să cearnă acest suflet distins cu niște calificări artistice rare. Toată arta de la noi toți nu se poate aduna la degetul mic al artei care era în tânărul acesta. Cum știe el să exprime prin culoare și formă. Inimaginabil artist. Și încercarea și cernerea aceea grea prin care a trecut el este cea despre care a vorbit Domnul poate și-au fost momente, l-am văzut, ce să spun, nici nu știu dacă a zis vreodată de ce eu, de ce așa, de ce acum. Are un bățel de trei ani, Artemis. L-am văzut că nu a dat voie acestor lucruri să, să fie exprimate. Și din potrivă, mereu și mereu a spus că cineva, acolo sus, îl iubește. Cineva acolo sus are un plan cu viața lui. Cineva acolo sus are răspuns pentru întrebările lui și prin el vom fi biruitori. Iubiții mei, acest lucru îl chinuia pe Asaf. De ce un om care înjură de Dumnezeu, care trăiește în desfrânări, în beții, în nenorociri, îmbătrânește până târziu, până departe, și un tânăr ca acesta care și-a închinat viața lui Dumnezeu și care a trăit fiecare clipă pentru Dumnezeu și a, a luptat, de ce el trebuie să se... Asta îl frământa pe Asaf. Același lucru frământa pe Iov. A zis, nu mă chinuie întunerecul în care mă mișc. Și nu știu de ce se întâmplă ce se întâmplă așa cu mine. Nu mă chinuie acest lucru. Dar mă chinuie faptul că... Și mă chinuie întrebarea aceasta. De ce nu face Dumnezeu dreptate? De ce nu intervine Dumnezeu? De ce nu face Dumnezeu ce aș face eu dacă aș fi în locul lui? Aceasta era rământarea pe care, care îl încerca pe Iov. Uh, satana va cerut să vă cearnă și când te va cerne, te va cerne tocmai acolo unde nu numai că nu te-ai așteptat, dar ai așteptat cu totul și cu totul altceva. Iov spunea, adică mă așteptam că am să trăiesc ca în mulți. Mă așteptam, că am, fiindcă am trăit o viață sănătoasă și frumoasă și în credință față de Dumnezeu. Mă așteptam că Dumnezeu îmi va păzi cele ale mele pe care mi le-a dat, fiindcă i-am fost credincios lui Dumnezeu și El așa a promis. Mă așteptam că am să văd pe copiii mei și pe copiii copiilor, copiilor mei și, și ce soartă mi-a păstrat Dumnezeu, spune El, ce soartă mi-a păstrat cel prea înalt. Nu pot să înțeleg, spune El, se, se Mă așteptam la altceva și uite ce vine. Dar din, dintr-o dintr misterioasă atmosferă se auzeau cuvintele «Satana te-a cerut să te cearnă!» Aceste cuvinte au fost în aer asupra patului lui Bogdan, prietenul nostru care a închis ochii. «Satana te-a cerut să te cearnă, tinere care ai spus că iubești pe Dumnezeu!» «Satana te-a cerut să te cearnă!» Psalmul 73 spune îl descrie pe asta, deci era gata, gata să mi se clatine piciorul. Nu, nu mai aveam încredere în Dumnezeu, riscam să-mi pierd încrederea în Dumnezeu. Că acesta este obiectivul diavolului. Satana a cerut să vă cearnă, nu pe voi ca persoane, ci credința voastră. De aceea spune Mântuitorul, eu am să întâmpin atacul diavolului exact acolo unde va fi. Când el va ataca credința voastră, eu mă voi ruga pentru credința voastră. Deci acolo se, se încleștează cernerea diavolului, atacul diavolului și apărarea lui Dumnezeu. Tot acolo, în, în aria aceasta a credinței, m-am rugat pentru tine ca să nu se piardă credința ta. Omul lui Dumnezeu nu are o viață normală. O viață normală era cea despre care vorbea Iov și se aștepta că va avea o viață normală. Dar nu. Viața normală nu are nici cel credincios pe acest pământ, nu are nici cel păcătos o viață normală. Nu are nimeni o viață normală, pentru că trăim în lumea păcatului și odată ce păcatul a intervenit aici, orice este posibil. Odată ce omenirea a întors spatele lui Dumnezeu, Tolstoi spune, dacă nu este Dumnezeu, atunci totul e permis. Orice orice fel de genocid, orice fel de desfrânare de nepără de lege, totul e permis dacă nu există Dumnezeu. Și parcă aud pe Ieremia în noaptea aceea a plângerilor lui, vă rog să deschideți împreună cu mine la capitolul 3 al plângerilor lui Ieremia, parcă îl văd zdrobit și distrus, spune, mi-au zdrobit dinții cu pietre. Am ajuns de râsul poporului meu și toată ziua sunt pus în cântece de bat jocuri de ei. Aceasta nu e o viață normală. De ce, Doamne, așa ceva? De ce să mă vorbească lumea? De ce să se întâmple aceste lucruri? Pentru că satana te-a cerut să te cearnă. De ce, Doamne, să-mi sfarme dinții cu pietrele? Pentru că satana te-a cerut să te ceară. Ținta și obiectivul tău nu este să scad cu dinții întregi. Ținta este ca după ce ți-au zdrobit dinții cu pietre să rămâi credincios lui Dumnezeu. Ținta nu era pentru Bogdan, fratele și prietenul nostru care se odihnește în Domnul. Ținta nu era să scape de la moarte, ci era să fie biruitor în credință în ciuda morții. A știut că moare, dar în ciuda morții s-a prins de Dumnezeu și a dedicat ultimele desene și ultimele picturi Domnului. Eremia vorbește despre tânărul dezamăgit, care a luptat, a învățat, a chinuit ca să facă ceva în viață, și se pomenește aruncat la marginea vieții, se pomenește aruncat în mahalaua societății acesteia, ca un lucru disprețuit. Și nu cu greu înțelege, Ieremia, dar trage această concluzie în versetul 27. E bine pentru un om să poarte un jug în tinerețea lui. Acum știu că dacă m-ar prietenul meu, Dr. Mohanu, din Australia, ar ști că mă gândesc la el când citesc acel, acest verset, fiindcă el mi l-a citit mie de multe ori. Și mi l-a citit, probabil, din experiența lui personală, prin care am văzut că Dumnezeu ne salvează în tinerețea noastră, nu prin faptul că ne pune totul la dispoziție a la societatea americană, ci prin faptul că ne pune un jug pe grumazul nostru din tinerețea noastră. E bine așa, spune Domnul. E bine pentru un om să poarte un jug din tinerețea lui să stea singur și să tacă pentru că Domnul i-l-a pus pe grumaz. Luați jugul meu asupra voastră. Doamne, nu-mi place să port niciun jug. Ascultă. Ascultă. Așa vei scăpa de la moarte dacă porți jugul meu. Dar dacă nu porți jugul meu, n-ai să scapi de la moarte. Ce folos că vei muri fără niciun jug pe gâtul tău? Și ce pierdere că vei trăi purtând jugul lui Isus, dar vei trăi. Este bine să poartă un jug pe grumazul lui, să stea singur și să tacă, să-și umple gura cu țărână și să nu-și piardă nădejdea. Trebuie că la Dumnezeu este speranță. Trebuie că Dumnezeu are mii de căi acolo unde nu mai este nicio cale pentru noi. Să dea obrazul celui ce lovește și să se sature de ocări. V-ați săturat de ocări vreodată? Nu? Mai e loc? Așa este. Dar firii noastre nu-i place. Firii noastre nu-i place așa ceva. O mică jicnire dacă a atins-o. E toată carne vie. Cum a atins-o, sare până în tavan. Nu suferi așa ceva. Domnul spune nu. E bine să suferi. Ia sfatul meu, zice Domnul, că știu mai bine ca tine. E bine să suferi. Să-și să -și umple gura cu țărână. Păi dacă ai gura plină cu țărână, ce să mai zici? Mai poți să mai zici vreundele? Nu, dar e, bine să ai gura plină cu țărână? Probabil. Nu e sigur, nu? Nu e sigur. Păi, care ar fi avantajul să am gura plină cu țărână? Frumos răspunsul fratele Ionuț. Așa este că nu are dacă e gura plină cu țărână. Scrie aici, să-și umple gura cu țărână și să nu-și piardă nădejdea. Auzi, să dea obrazul celui ce lovește și să se sature. Să-ți dai tu obrazul, păi dar eu din instinct ridic mâna și cred că o și împing, nu numai că o ridic. Adică, nu numai că mă apăr, mă tem că imediat, nu? E, adică e automată mișcarea, nu e nevoie să, nici să calculezi ceva de fel ăsta. Au ce spune aici? Să dea obrazul celui ce lovește și să se sature de ocări. De ce? Așa e bine. Ai să mulțumești după ce ai trecut prin valea asta a cernerii diavolului, ai să mulțumești pentru aceste lucruri. Doamne, e bine că mi-am împlut gura cu țărâna, că ce-aș fi zis eu atunci, dar n-am putut să zic nimic dacă eram în situația să, să face facem noroi, vă dați seama. Pfiu. Dar mai bine să ai gura plină cu noroi și cu țărână decât cu vorbe spurcate pe care nu le mai iei înapoi. Țărâna o scuip jos cu timpul, te clătești, nici nu se cunoaște. Dar vorbele odată date... Nu le întoarcem înapoi. Cel mai viteaz om de pe pământul ăsta. Așa scrie în carte, vor rămâne în raportul vieții. Cel mai viteaz om de pe pământ nu poate rechema. A nu, vreau să-mi retrag cuvintele, zice unul. Serios? Păi faceți rostul un cablu și retrageți-le. Agățați-le și ia-le dacă mai ai de unde. S-au dus pentru totdeauna în eter. Satana v-a cerut să vă cearnă. Nu știu în ce domeniu, pe fiecare dintre noi, dar nu scapă nimeni, vreau să vă spun. Nu va trece nimeni dintre noi pe porțile de mărgăritar care n-a fost supus acestei cerneri a diavolului și care prin Hristos Iisus n-a ieșit biruitor în virtutea rugăciunii lui. Căci Domnul nu le apădă pentru totdeauna, ci când mâhnește pe cineva, se îndură iarăși de el, după îndurarea lui cea mare, el nu ne cu plăcere și nu-i mâhnește bucuros pe fiii oamenilor. Doctorul nu face injecția sau operația. Ah, din un cu harule, că de când te așteptam și... El am auzit pe, pe, doctorul acolo odată când opera pe cineva, înjura de groază și am zis, Doamne, zic că... După ce că omul ăsta e așa de bolnav, zic că îl mai și înjură în halul ăsta. Zic. Și niște înjurături... N-am auzit de multe ori, adică și eu știam multe când eram în România, dar a, la el am auzit prima dată, dar când? când ascult mai atent, eram așa de indispus, bietul om, era niște dureri omul acela, era niște dureri și el înjura și după aia când ascult eu mai atent, mi-am dat seama că de fapt nu îl înjura pe omul ăla, ci înjura boala și îi spunea nu ai unde să scapi de mine, te am pus mâna pe tine, nu te scapă nimeni și nu vreau să, să repet aici cuvintele pe care le spunea el bolii și nu om și nu bolnavului. Păi eram, eram, am fost pur și simplu perplex pentru că eu știam că el privea pe bolnav ca pe Domnul Hristos. Și într-adevăr pe cei mai mulți dintre doctori privea ca fiind diavolul. Dar pe bolnav îl privea ca fiind Domnul Hristos. Și zic, cum să-l înjure pe bătrânul ăsta atât de tare și atât de greu ca să-mi dau seama că de fapt el înjura boala. Biblia scrie aici, Dumnezeu nu necăjește pe cineva cu plăcere, nu mâhnește pe cineva care, de care nu se îndură mai apoi. Dar spune Domnul, ai încredere în mine, ai încredere în mine ca să putem să trecem valea aceasta. Satana te-a cerut să te cearnă, omule. Înțelege lucrul ăsta? Ce întrebări poți să mai ai? Ce nelămuriri, ce problemă dacă te-a cerut să te cearnă? Important este să ieșim din această cernere cu credința noastră întreagă în Hristos Isus. Important este să ancorăm în nădejdea Lui despre noi. Nu în nădejdea. Noi nu avem nicio nădejde în dreptul nostru. Oi suntem. Dar noi nu umblăm prin nădejdea noastră. Petru nu umbla prin nădejdea Lui. Știți, s-a supărat cineva când am spus că suntem îndreptățiți prin credința Lui Isus. Și a zis, nu, sunt îndreptățiți prin în credința mea și s-a bătut cu pumnul de gorilă în piept. Mi-a trimis vreo trei e și... m a rugat la Dumnezeu, iartă Doamne, Copilul ăsta, fără minte, iartă-l și tăi darul credinței lui Isus în dreptul lui și el, credința mea, zice el, credința mea și a mea, repetă acolo. Ce mă credința ta, așa mare și importantă, de te pot lăuda cu ea în fața lui Dumnezeu? Credința ta? În dreptul credinței tale nu poți decât să rostești această rugăciune. Ajută necredinței mele, Doamne! Atât, dacă, atâta poți să spui în dreptul credinței tale. Iar aici suntem chemați să trăim nu prin nădejdea care o avem noi de la noi, self esteem spun americanii, gândire pozitivă, tot felul. Adică omul se ancorează în sine însuși ca să rezolve o problemă. Este cel mai absurd lucru care putea să încerce societatea și omenirea. Rezultatele se văd deja. Dar e numai începutul, vreau să vă spun drumul va duce groaznic de departe, groaznic de adânc și de rău cu acest tip de mentalitate a omului care biruiește, are succes prin sine însuși. Noi nu umblăm nici măcar prin nădejdea pe care o avem noi de la noi înșine, ci umblăm prin nădejdea pe care o are Isus de la noi. Petru nu avea nădejde de la sine însuși. Aceea era o orbire, aceea era o înșelăciune, Oh, eu merg în temniță cu tine, eu merg la moarte cu tine. El avea mari speranțe de la el însuși, dar n-a durat mult speranța aceea și s-a dovedit că era o teribilă minciună cu care el se mințea pe sine însuși în legătură cu propria lui persoană. Se mințea pe sine. Și a dat seama că tot ce a spus el și nădejdea lui despre el și pentru el erau numai și numai falsuri satanice. S-a pomenit că a făcut exact opusul. Exact opusul. Și nădejdea lui era o nădejde înșelătoare. Petru nu a trăit prin nădejdea lui despre sine. Petru a trăit prin nădejdea lui Isus despre Petru. Când Isus a spus, tu te vei întoarce, asta e speranța mea. Tu vei deveni învățătorul poporului Dumnezeu. Asta e credința mea în tine, a spus Isus. Pe baza acestei credinți stăm și noi în picioare în seara aceasta și vom sta cu ajutorul lui Dumnezeu în încercarea cea mai grea. Fiindcă știm că satana a cerut să ne cearnă. Și nu mă mir, și nu mă sperii, și nu mă plâng. Fiindcă știu că am fost cerut să fiu cenut. Mă rog lui Dumnezeu să nu fiu eu vreodată acela de care diavolul se folosește ca să cearnă pe un altul. Pentru aceasta, mă rog. N-a fost o întâmplare faptul că soția lui John Wesley, reformatorul modern, al lumii în care trăim noi astăzi și căruia îi datorăm imens. Dacă ne uităm la progresul societății de astăzi și o luăm pe fir înapoi, ne întâlnim cu Wesley. El este acela care a chemat omenirea la un nou mod de viață și a avut implicații chemarea lui și Evanghelia care a predicat-o. Nu era o întâmplare faptul că soția omului acestuia îl bătea până l-a lat jos. El era reformatorul lumii el era întemeitorul unei denominațiuni uriașe care astăzi se ridică la peste 600 de milioane de oameni în lume. Acesta era John Wesley și nevasta de-a lui îl bătea până îl lăsa jos. Și să fie așa, apropo. Dinspre soția lui spre el, ci dinspre el spre soția lui, dacă, era, dacă el și-ar fi, și fi, folosit puterea lui, dar el nu era înclinat deloc să facă așa ceva. Știți cum a zis sora aceea pentecostală când a venit miliția în România să o ia, să o ducă la... I a spus, mergi cu noi. Și dânsa a spus, zice, îmi pare rău, n-am niciun îndemn să merg cu voi. <laughs> și nu s-a dus. Că n-a avut îndemn, știți? <laughs> Așa și John Wesley n-a avut niciun îndemn să-i întoarcă vreun pumn în ochi nevestei lui. A lăsat-o pe ea să-i și a dat până la zdrobit. A luat calul și a plecat și a predicat o evanghelie mai frumoasă și mai bună decât oricare. Dar el n-a simțit îndemnul să răspundă acelei persoane cu acela. Dar n-a fost o întâmplare bătaia aceasta pe care a suferit-o el. Satan al cerut să-l cearnă. Și mă tem că sunt unii bărbați pe aici care se cred cocoși, dar ei nu sunt apostolii lui Isus aceștia. Și i-a făcut domnul inginer, doctor, meseriaș, că ăștia nu sunt buni de apostoli. Dacă l-ar fi, fi atins pe unul dintre aceștia, apostoli ăștia moderni, păi s-ar fi sărit până în tavan. Dar acesta, John Wesley, de asta era pe locul ăsta. Satana a cerut să-l cearnă, i-a călcat în picioare tot ce era mai sfânt în sufletul lui. N-a rămas colț al sufletului pe care să nu-l calce diavolul acesta de femeie în picioare. N-a rămas. Și John Wesley niciodată n-a răspuns măcar cu un cuvânt. Asta înseamnă să fie apostolul lui Hristos. Asta înseamnă să, să crezi că satana te-a cerut să te cearnă. Și nu e o întâmplare lucrul acesta. Nu i s-a întâmplat altuia așa ceva. I că... s-a mai întâmplat lui Spurgeon. Soția mea lui l-a scuipat în față, în public, în Chicago, la adunare, la Marele Tabernacol, unde predica el. Avea o singură ascultătoare care era scârbă de el. Din, din, din 15.000 de oameni care veneau la biserica aceea, era o singură ascultătoare în toată lumea aceea care era scârbă de predicator. Și care nu ezita să scoată limba la el în timpul predicii și să scuipe cu scârbă. Dar omul acesta n-a simțit niciodată îndemnul să scuipe și el către soția lui sau să spună și el ceva asemănător. Și a continuat lucrarea până în ultima clipă. Acești oameni sunt marile noastre exemple de oameni pe care satana i-a cerut să-i cearnă și care au trecut credincioși și nu s-a pierdut credința. dacă, dacă Moody sau Wesley s-ar fi uitat o clipă la omul de lângă ei și dacă și-ar fi pus mintea cu omul de lângă ei, noi nu am fi avut astăzi istoria pe care o avem. Creștinătatea în lume n-ar fi cunoscut dezvoltarea care a cunoscut-o astăzi dacă oamenii aceia o clipă și-ar fi pus mintea cu așa ceva. Știa femeia sau nu că e în slujba Satanei? Nu-mi imaginez, nu știu. Dar știu că era în mod sigur. Satana a cerut să-l cernă și l-a cernut din direcția în care era cel mai vulnerabil pe fața Pământului. Asta va face cu tine și cu mine. Niciunul dintre noi nu vom fi scutiți. Diavolul se va apropia și ne va ataca din direcția în care suntem cel mai vulnerabil. Satana va cerut să vă ceană. Dar ar fi o mare rușine să ne plângem noi, cărora nu ni se întâmplă mai nimic pe lume, să ne plângem noi că, vai, ce greutăți, ce probleme am în viață când te uiți la oamenii aceia. Cred că ați observat că am slăbit câteva kilograme și continui. Dar știți de unde e treaba asta? De mult m-am luptat și, pe la 10 noaptea, 12 când terminam lucru, din cauza că am uitat să mănânc astăzi și n-am să pot dormi. Miciuni. Aș fi dormit de-aia, fum din mine, dar mă mințeam, singur mă mințea cineva și pe mine. Până într-o zi, când am citit în internet un material, vi-l recomand dumneavoastră tuturor despre închisoarea de la pitești. atrocitățile cele mai cumplite, dintre cele mai cumplite de pe fața Pământului, cred că de la, de la asirienii care tăiau limba, urechile, ochii oamenilor, îi mutilau pe oameni, cred că de la asirieni nu s-a mai întâmplat așa ceva timp de mii de ani ce s-a întâmplat la Pitești. Și Dumitru Bordeanu scrie un articol fantastic. El a fost acolo, el a fost torturat, el a trăit acea experiență și a scăpat cu viață, exact cum scrie în cartea lui Iov, numai eu am scăpat cu viață ca să pot să spun ce s-a întâmplat el a scăpat cu viață. Când am citit acel material, când am citit istoria vieții omului aceluia și când m-am pomenit pe mine zicând, ah, cred că aș mânca ceva. Serios. Cred că n-am să pot să dorm dacă nu mănânc. Sigur. Și frația ce făceau acolo? Că pentru credința în Hristos au fost omorâți în halul în care au fost omorâți. Au fost batjocuriți cu Hristos oamenii aceia. Nu pot să vorbesc de la acest amvon eu pot, dar voi nu puteți să ascultați. Eu aș putea vorbi, dar voi nu sunteți în stare să ascultați și n-am să vă vorbesc nimic. În ce fel le-a dat Sfânta Cină în bat jocură acestor creștini în pușcărie? Nu pot să, să spun de aici cuvintele astea. Mi-e greu, mi-e greu și că le am în minte ce au putut să facă oamenii aceia. Și totuși au fost copiii lui Dumnezeu care au trecut credincioși. Satana v-a cerut să vă cearnă pe unul într-un fel, pe altul într-un fel i-a dat parul în mână și a spus dacă nu-l omori pe fratele ăsta al tău, eu te omor pe tine. Și a luat parul fratele și a dat în fratele lui până l-a lăsat baltă de sânge și carne vie, tot. Ce să facă? Să-și scape pielea. După ce l-a omorât el pe ăsta, l-a omorât și țurcanul pe el după aceea. Și a murit încărcat de sângele lui, dar un frate a spus, zice, eu nu voi atinge niciodată pe fratele meu. Luați dumneavoastră parul ăsta înapoi și dați-mi mine, vă rog. Eu un altul nu voi da. Și n-a dat în nimeni. Și scrie în materialele acestea, vă rog, citiți-le, că sunt amintiri despre viitor acestea. Nu, nu tratați aceste lucruri cu superficialitate. A fost adusă o jerfă inimaginabilă și ar fi o, o, o mare grad de nesimțire din partea națiunii noastre chiar să nu, să nu știm aceste lucruri sau să nu, să, nu, să nu le citim, să nu ne dăm seama prin ce s-a trecut ca să, să fim astăzi unde suntem și ca să nu repetăm istoria. Satana va a cerut să vă cearnă. Ne plângem, ne scârțâim, ne mofturim, avem probleme, vai, ce probleme. Până acum, aș dori să, re, să regândim viața noastră și să privim aceste lucruri în lumina în care Biblia spune: luați ca pildă pentru voi pe frații care au fost înaintea voastră și care au suferit. Și au trecut prin aceste cumplite încercări ca să nu cumva să vă pierdeți inima sau să vă prindă mofturile. Luați aminte la așa ceva. Am, am primit um, un mic e-mail de la, de la un bun prieten. Și mă întreabă, îmi adresează o întrebare tulburătoare acolo. Eu am avut permanenta convingere că Dumnezeu m-a dus pe drumul acesta până în locul acesta. Și acum deodată constat că toată această lucrare a care am considerat-o a lui Dumnezeu și s-a dovedit a fi a lui Dumnezeu, se clatine și e gata să se prăbușească. Și tânărul viitor tată tremură ca o frunză de plop când bate vântul. Dar l-am îndemnat astăzi și am spus, ancorează-te în Dumnezeu, încrede-te în Dumnezeu. Indiferent ce se va întâmpla, nu uita, satana te-a cerut să te cearnă. Noi acest lucru îl uităm de cele mai multe ori. Iubiții mei frați, aș vrea să vă întreb dacă credeți că și Domnul nostru Iisus Hristos a fost cernut și cerut să fie cernut. Da sau nu? Da? Care sunt... Dați-mi câteva exemple, rog, din ceea ce credeți că a constat cernerea lui Isus. Satana te-a cerut să te cearnă. Nu discutăm de ispitirea din pustie. Rămâne un capitol deschis acela. Dar dați-mi, vă rog, pe parcursul vieții lui, situații în care Isus a fost cernut. Și cum a răspuns el acelor lucruri? Cum a trecut el prin acele situații? În ce a transformat el acele situații? Dați-mi exemple, vă rog. În Getsemani. Așa este a început cu sfârșitul. Dar a început, început bine, adică ești pe linia bună decât că trebuie să dăm înapoi. Să... Frații lui. Frații lui. Ce, scrie, ce spune el acolo? Nu există loc pe pământ în care un proroc să fie atât de disprețuit decât în casa lui. lui Iisus, pentru că eu nu am avut parte de această experiență la mine acasă. Dar poate pentru că nu sunt proroc. Dar el așa a spus, un proroc nu este disprețuit nicăieri mai mult decât în propria lui casă. Cum a trecut el peste aceste lucruri? Senin, liniștit și încrezător în Dumnezeu. Niciodată cei din casa lui care l-au considerat nebun la un moment dat și au venit cu tot neamul ca să-l lege, să-l ducă pe calea bună pe Isus. ei erau pe calea bună, Isus era nebun, niciodată Isus nu a răspuns acestor lucru cu același fel de lucru. Și și-a păstrat credința în Dumnezeu. Ai dat un răspuns bun. Alt răspuns. Dați-mi o altă situație în care a fost cernut Iisus. Pe la biserică. Pe la biserică. Așa este. Între altele, el se dusese acolo ca să scoată dracii din oameni. Lucru că la care suntem și noi trimiși astăzi, începând cu noi, înșine. Ce ei s-a spus lui de către biserică, ce a spus biserica lui, ce lucrare face el și cine e el mai că nu scoți pe Satana, dar tu o ai pe diavol cu tine. Deci tu ai pe diavol și tu cu puterea diavolului scoți diavolul. Asta a fost cernere serioasă. Care dintre noi nu și-ar fi strâns frâușirul sculele și să spună fraților, mergeți cu Dumnezeu înainte, îmi pare rău că v-am încurcat un timp oarecare. Vă rog, găsiți-vă fericirea și locul pe care îl aveți în istorie. Căruia eu nu-i corespund, eu nu înțeleg aceasta. Dar Isus nu face treaba aceasta. Are răbdare? îi înțelege pe oameni, suferă împreună cu ei și știe că înseși cuvintele acestea tu ai drac și cu ajutorul Domnului dracilor scos tu draci din oameni, înseși cuvintele acestea erau inspirate de diavol. Și el nu avea de gând să lase aceste cuvinte să aterizeze în sufletul lui, să-i amărască viața, să-l întristeze și să-l îndepărteze de lucrarea Domnului. Însuși lucrul acesta era o ispită în sine, el știa că este cernut de diavolul. Și ținta lui era să nu-și piardă credința în Dumnezeu și credința în lucrarea și chemarea pe care Dumnezeu le-a adresat. Alt exemplu în care a fost cernut Isus. Știm noi și sunt superficiale și sunt în lumina propriei noastre experiențe, dar ele au proporții incalculate. Până acolo, pe traseu. Societatea, în general. Acu asta i-a spus Biserica, adică ești stăpânii de, de Belzebul. Societatea. Așa este. Ați răspuns foarte bine. Lumea din jurul lui a spus, cine ești tu? E? Da. Cine? Păi da, aici ai soră ta, aici ai frate tău. Tu nu vezi cine sunt frații tăi și surorile tale? Cum îți permis să te crezi drept? Cine te crezi tu? Uite-te din ce familie provii, măi băiete. Frate tău, Jos, e aici, soră ta Maria. Ce? Tu nu știi cine este în familia. Și al doilea lucru, tu nu știi cum ai fost născut, cine e mamă ta nu știe așa ceva? Păi mama ta, vai de mine, ați văzut-o vreodată? Nu, dar în orice caz trebuie să fie satana în persoană. Nu e ăsta, fiul Mariei, știți voi povestea cu... ei știau povestea. Știau? Știa. Nu știau nimic. Nu știau nimic. Erau victimele de plâns ale satanei care le înfipsese în creier și în suflet. Ideea că Iisus era născut din curvie, și întotdeauna îi atacau nașterea, întotdeauna îi atacau familia și originea. Până și un om sincer zice, de unde ești tu? De unde este fiul lui Dumnezeu? Din Nazaret. Uuu, din Nazaret! Da, da, da. Păi ce ce, păi, păi ce era la voi în sat? noi? Ce... Priviți pe fiul lui Dumnezeu cum a trecut. Nu cumva cineva să-și pierdă inima când va fi atacat de diavolul? din direcția cea mai neașteptată, acolo de unde se așteaptă la cu totul altceva, să nu-și piardă cineva inima. Satana te-a cerut să te cerne. și tu nu faci excepție. Ca dacă va fi nevoie prin chiar mama ta sau tatăl tău. Mama lui a venit după el. E nebun, trebuie legat, trebuie dus acasă. Așa-i spuseseră frații. Așa-i spuseseră preoții. Învățați. Nu e, nu e sănătos și a pierdut mințile. Trebuie dus, trebuie dus undeva. Și au venit după el să-l ia, mama lui, în persoană. Mama conducea delegația. Și domnul rămâne calm și liniștit și spune, mama însemnează mai mult decât ce se vede. Mama este aceea care ascultă de Dumnezeu. Ei sunt mamă, frați, surori, la fel. Dar acum, ca să încheiem, iubiții mei, cernerea cea mai cumplită care a venit peste Isus. A fost cea din urmă, când Satan a aruncat asupra lui toate uneltirile nelegiuirii, toate armele iadului. Dacă citiți descrierile acestea în psalmi, deci toate apele s-au prăbușit peste mine, dacă citiți în Ieremia, toată amărăciunea lumii este peste Sufletul meu. Nu există aspect al Sufletului Mântuitorului care să nu fi fost cernut de Diavolul la extrem. Cum a răspuns el acestei cerneri? Cum a răspuns acestei cerneri? A început acolo în Ghetsemani, Până să-l bată biciul oamenilor, sudoarea s-a prefăcut în sânge. Satana l-a cerut să-l cernă și Iisus știe că este cernut. Și înalță această inimaginabil de semnificativă rugăciune. Tată, nu îmi place ce se întâmplă cu mine. Orice pe pământul acesta, dar nu separarea de tine. Orice sub ceruri. Dacă vrei să îmi ia cineva viața cu dragoste, dar legat de tine, nu despărți de tine. Dacă trebuie să port păcatul omenirii, dacă trebuie să sufăr orice altceva, dar să nu sufără, dacă se poate depărtează paharul acesta de la mine. Dar același diavol care a spus despre Iov, zice, iar trageți favoarea de la el și să vezi ce va face. Este același diavol care pur și simplu dorește ca favoarea lui Dumnezeu să fie retrasă de la Isus, crezând că Isus se va îndepărta de Dumnezeu dacă se întâmplă așa ceva. Și într-adevăr, aparența arată ca și când tatăl s-ar fi depărtat de Isus, dar niciodată n-a fost mai aproape. Explicat că atunci când el a zis Dumnezeu meu pentru ce m-ai părăsit, de fapt, Dumnezeu era în Hristos împăcând lumea cu sine. Niciodată n-a fost tatăl mai aproape de fiu. Tatăl nu a întors spatele fiului așa cum s-a predicat în lume. Tatăl a suferit împreună cu fiul. Și Dumnezeu era în Hristos. Tot ce s-a întâmplat Domnului Hristos s-a întâmplat lui Dumnezeu Tatăl. Dumnezeu era în Hristos împăcând lumea cu sine. Lucrul ăsta nu se petrecea de un fiu detașat de Dumnezeu undeva, uitat, lepădat pe cruce, pierdut acolo. Nu. Dumnezeu era în Hristos împăcând lumea cu sine, dar încercarea cea mai cumplită și cea mai grea ultimul atac al diavolului a venit când el era pe cruce și când satana a făcut ca atmosfera cumplită, întunericul groaznic care l-a coprins pe mântuitorul să-l facă să creadă că prezența tatălui s-a depărtat de el și atunci scapă din pieptul lui acest țipă de durere Dumnezeul meu spune-mi pentru ce Spunem dacă e ceva de îndreptat. Spunem dacă e ceva de făcut. Spunem ce să fac ca să nu te depărtezi de mine. Și după rugăciunea aceasta urmează triumful lui Isus. Tată, în mâinile tale îmi predau Duhul. Acesta a fost triumful triumfului. S-a sfârșit, a spus Isus. E is finished. Is e complet S-a completat, s-a împlinit planul lui Dumnezeu pe care l-a avut pentru locul acela, pentru timpul acela și pentru noi toți care suntem astăzi în locul acesta. Dacă satana a cernut pe Fiul lui Dumnezeu, cine am fi noi să îndrăznim, să credem că vom trăi o viață lipsită de așa ceva? Îmi vândem, iubiții mei, împreună cu sufletul meu să nu sperăm la un acest fel de viață. Vom fi teribil de dezamăgiți vom cădea în disperare și în necredință în Dumnezeu în final. Dacă așteptăm un fel de viață în care să nu fim cernuți. Aceasta ni se va întâmpla oricum în ciuda așteptărilor noastre. Spunea, de să nu mai umblăm după un Dumnezeu care să ne ferească de foc. Cu noi în foc. La aceasta Dumnezeu să ne ajute. Amin. Vă invit să ne rugăm. Din adâncul sufletului, pentru că în seara aceasta Tu în persoană ai fost aici, în mijlocul nostru. Tu ne-ai învățat, Doamne, aceste lucruri din Scripturi. Tu ne-ai condus ca un părinte pe copilul lui în seara aceasta. Tu ai înarmat sufletele noastre, ne-ai întărit, ne-ai binecuvântat, Doamne, și ne-ai ajutat să găsim în Tine răspunsul pe care nu-l avem, al unor întrebări care nu se pot dezlega. Și ne-ai ajutat, Doamne, să găsim în Tine locul în care să ancorăm nădejdea noastră. Prin nădejdea ta trăiește nădejdea noastră, Doamne, și prin lumina ta vedem lumina. Îți mulțumim din adâncul sufletului, Doamne Iisuse, că nimeni nu ne va zmulge din mâna ta, oricât de mult a cerut satana să ne cearnă. Nimeni nu ne va zmulge din mâna ta. Îți mulțumim din adâncul sufletului că în tine și prin tine vom fi mai mult decât biruitori. Și îți mulțumim, Doamne, că și pentru cel căzut, tu ai lăsat un drum deschis înapoi, te vei întoarce, te vei întoarce, ai spus tu, Doamne. Și pentru cel căzut, tu ai pregătit un câmp de lucrare, Doamne, în viața ta și ai spus, vei întări pe frații tăi. Doamne, bunătatea și îndurarea ta sunt mai înalte decât cerurile. Nu putem decât să ne închinăm în adorare în această seară și să-ți mulțumim pentru acela care a fost cernut în cel mai grav grad și care totuși a ieșit biruitor și a putut să spună s-a sfârșit. Ne închinăm ție, Doamne, și îți mulțumim pentru îndurarea ta și slăvim numele tău cel veșnic de acum și până în vecii veșilor alături de Fiul și de Duhul Sfânt. Amin! Revenim în contextul cuvintelor Domnului nostru Isus Hristos din întâlnirea precedentă și anume cerut să fi cernut. Am stabilit împreună în lumina cuvântului său că nu există om care n-a fost cerut să fie cernut și că de fapt această cernere nu face altceva decât să arate unde se găsește un om, și decât să arate omului aceluia în ce legătură este el cu Dumnezeu. Aceasta face lucrul acesta pentru mine sau pentru altul. Domnul a zis, Simone, Simone, satana v-a cerut să vă cearnă ca grâul, dar eu m-am rugat pentru tine ca să nu se piardă credința ta și după ce te vei întoarce la Dumnezeu, să întărești pe frații tăi, Răspunsul lui Petru este cu totul și cu totul neadecvat. Doamne, nu-i nevoie de rugăciunea ta. Nu-i nevoie să ai speranță în dreptul meu, pentru că am eu, am eu încredere în mine foarte mare. Nu menționează nici măcar un mulțumesc, Doamne, că te-ai rugat pentru mine și mă bucur dacă tu vezi prin credința ta că eu voi veni înapoi și voi întări pe frații mei. Nu, no, versetul 33 intră direct în subiect spunând, Doamne, cu tine sunt gata să merg chiar și în temniță și la moarte. Deci nu e nevoie de rugăciunea ta, nu este nevoie nici chiar de încrederea ta în mine, că eu am aceste lucruri și cu ele voi merge înainte până la moarte. Iisus totuși nu părăsește pe irresponsabilul ucenic, ce îi spune Petre, îți spun că nu va cânta astăzi cocoșul până te vei lepăda de trei ori că nu mă cu. Ați asuma calitățile biruitorului. Ați asuma succesul sau reușita, indiferent și independent de Dumnezeu, pe lângă faptul că este o tendință în fiecare dintre noi, acest lucru este în același timp semnul dezastrului cum să treci pe lângă cuvintele lui Isus? m-am rugat pentru tine și nici măcar să nu-mi acorzi atenție. Doamne, eu sunt gata, nu-i nicio problemă. Chiar dacă te-ai rugat, da, foarte bine că te-ai rugat, dar eu sunt gata. Cum să îndrăznești să pleci la luptă fără această rugăciune de partea ta? Mântuitorul totuși nu lasă în amorțirea conștiinței lui, în în întunecarea aceasta a sufletului lui care se desparte de Dumnezeu. Niciodată nu vom putea să ne încredem în noi înșine, fără ca în același timp să nu ne despărțim de Dumnezeu. Aceste lucruri se petrec simultan. Pasul acesta pe care el îl face și declarația aceasta sunt semnalul sigur că satana l-a cerut, l-a cernut și l-a picat. Cât de diferit ar fi fost situația dacă Petru ar fi spus, Doamne, deci Tu te-ai rugat pentru mine am să merg cu lucrul acesta în minte și în suflet. Tu te-ai rugat pentru mine, este extraordinar. Și dincolo de orice tu ai spus să nu se piardă credința mea, e tot ce doresc până la urmă să, să îmi rămână ca la venirea ta, la întrebarea, va găsi fiul omului credință pe pământ, să găsească și în viața mea credință. Dar revenind la cernerea aceasta în sine, care nu, face, nu este altceva decât un revelator, de ce Domnul răspunde acestei cereri a diavolului? Satana v-a cerut să vă cearnă și eu i-am dat permisiune să vă cearnă. De ce nu vine să spună, a, v-a cerut să vă cearnă, de am spus să nu te apropii. În mă sigur i-am spus să nu te apropii, așa cum i-a spus când a cerut să cearnă pe Iov. I-a spus, uite, vii până aici, dar de viața lui nu te atingi. Cu privire la Petru i-a spus vii până aici, dar de credința lui nu te atingi. Pentru că tot ceea ce făcea diavolul era să ruineze și să distrugă credința lui. Dar de ce să nu zică Domnul, v-am scutit, v-am ferit? Nu este în interesul și în folosul nostru. Satana vrea să știe sigur ce e al lui. Vrea să știe sigur cine e al lui. Vrea să știe sigur în viața mea ce îi aparține lui. Asta e rostul. Până la urmă este un rău necesar. Pentru că eu nu-L cred pe Dumnezeu. Când Domnul îmi spune, tu noaptea asta ai să mă vinzi pe mine, eu nu-L cred pe Dumnezeu. Știți pe cine îl cred până la urmă? Îl cred pe diavolul că mă. când Domnul i-a spus, uite, în noaptea aceasta tu mă vei vinde. El putea să ia aceste cuvinte prin credință. Diavolul a spus când a vrut să-l cearne pe el, în noaptea asta omul ăsta o să te vândă. Bun. El nu crede cuvintele lui Dumnezeu, cuvintele Domnului care sunt atât de pline de dragoste pentru el, dar ajunge să-l creadă pe diavolul când este literalmente aruncat și confruntat cu această situație. Ăștia suntem noi. Dar nu ar fi mai înțelept să învățăm ceva din situația aceasta. Nu ar fi mai înțelept să luăm cuvintele Domnului nostru Isus Hristos, să le punem la sufletul nostru și să credem în ele, să nu fie nevoie să ne demonstreze nouă Satana că este adevărat, ci să luăm cuvintele pe care Domnul ni le-a spus de la început ca fiind adevărate. De câte rele ne-am scutit în viața noastră, câte căderi, câte nenorociri, câte suferinți de orice fel am evitat dacă l-am crede pe Domnul și nu pe diavolul. Dar satana va a cerut să vă cernă pentru că, și Domnul a îngăduit acest lucru pentru că voi nu-l credeți pe cuvânt pe el. Voi nu credeți pe cuvânt. De ce îngăduie Dumnezeu să fie cernut un om prin care el va întări pe frații? Nu ai cum să întărești pe frații care sunt cernuți de diavolul dacă tu însuți n-ai trecut pe acolo. Noi trebuie să predicăm nu prin vorbele noastre, ci dacă se poate, prin rănile noastre. Nu știu dacă, dacă știți, dar când Richard Wurmbrandt a ajuns aici în Statele Unite, America era toată îmbătată de comuniști, că de fapt comunismul e mare paradis. Erau chiar geloși, chiar invidioși. După cum, au fost, după cum America, de altfel, a fost geloasă și invidioasă și pe Hitler când s-a ridicat, dacă citiți niște articole care s-au scris aici în America la ridicarea lui Hitler, nu o să credeți că e adevărat. Acum ei au devenit îndrăgostiți de comunism. Și dacă o să citiți articole și tendințe care sunt în acea perioadă în presă, în literatură, în cercuri politice, nu o să puteți să credeți că e adevărat. Picaseră în dragoste. Cu comunismul. Și rușii știau că va fi numai o problemă de timp până când va flutura steagul roșu pe casă albă. Atât. Numai că aș dori să vă spun că s-a petrecut ceva extraordinar. A venit aici un om. Așa cum este în Anglia când veți trece prin anumite sate și o să încercați să găsiți băutură, nu o să găsiți. Nu există alcool în satele acelea. Și dacă veți întreba pe oameni de ce nu se găsește brandy sau țuică aici în satul ăsta, că mi arde gâtul, păi dacă bei ți arde și mai rău după aceea. Și mai bine dai cu apă să-l stingi, că n-ai cum, dacă dai cu alcool ăsta, ia foc ăsta, arde mai rău, știi. Și în satele acelea oamenii or să vă spună când mergeți, pe aici a trecut un om. Numele lui a fost John Wesley. În urma lui nimeni n-a îndrăznit să mai calce acolo, Acolo unde l-a predicat cuvântul. Și aici, în America, prin America a trecut un om. Numele lui este Richard Wurmbrand. El a ajuns în fața congresului american, care se uita cu suspiciune la el, cum se uita ieri regina Angliei, la echipa olimpica anglică. Ăștia au intrat, le bătea, inima în ei să crăpe, să intre pe terenul olimpic, nu este joacă, să, să intri în competiție cu cei mai buni de pe planeta Pământ și regina ieri își rupea unghiile în timp ce intra echipa acolo. Ăștia au prins-o pe televiziune, bineînțeles, și au arătat-o pe tot Pământul. Uitați-vă cât de, cât de emoționată este cu ocazia când intră echipa olimpică, tocmai își ciugulea unghiile completamente distrasă de la așa ceva. A fost o disgrație teribilă, va intra în istoria ei mai rău decât un act pervers pe care l-ar fi făcut. La fel a fost congresul american când a venit aici Richard Fulbrandt. Hm, ce mai spune și nebunul ăsta? El spune, vin după 14 ani de închisoare. Am văzut și am trăit atrocități inimaginabile pentru mintea omenească. Vă rog, ascultați și credeți. Asta însemnează Asta însemnează paradisul comunist de care vorbiți voi. Uite ce însemnează. Hm. povești. Și în speță centri de influență plantați la locurile strategice, o voi uita la asta. Dar atunci Richard a făcut un gest și a desfăcut frumos cămașa de pe el și a ridicat flanelul și a plecat spinarea și am fost la el acasă, l-am văzut pe omul acesta personal erau rupturi în piele cât palma. Atât era un spinarea lui. Și a ținut spinarea îndoită acolo, au pus camerele pe el. Iubiții mei, noi nu putem să predicăm cu vorbe. Noi trebuie să predicăm cu răni. Numai cine a trecut prin această groaznică cernere a diavolului de care de fapt nimeni nu scapă și nu trebuie să scape, numai acela poate să înțeleagă pe un altul care trece prin această cernere a diavolului și este ispitit în același fel. De ce a fost Mântuitorul nostru încercat în același fel ca și noi în toate privințele? Ca să poată să vină în ajutorul celor care sunt astfel încercați. Nu că Domnul n-ar fi știut ce însemnează lucrul acesta. Dumnezeu nu are nevoie să facă experiențe ca să înțeleagă. De acelea facem noi care nu avem minte Petru nu avea nevoie să facă această experiență în noaptea aceea, să se vândă, să se înjure, să se trădeze cu femeia aceea. Nu avea nevoie de această experiență. El avea nevoie de două lucruri. Să creadă pe Domnul Isus când i-a spus, tu mă vei vinde noaptea asta, și doi, să conteze pe rugăciunea lui. Nu avea nevoie să treacă prin acea experiență. Dar aceștia suntem noi. Noi nu-L credem pe Dumnezeu, nu îl credem pe satana când ne-a trântit jos. Abia când ne-a trântit Satana jos, atunci recunoaștem. Dar până atunci, ca să recunoaștem cuvintele lui Dumnezeu așa cum sunt ele, de naturale, de ușoare, de frumoase, ca să recunoaștem așa ceva plin de dragoste, nu-i pentru noi. Păcat și trist. Sunt atâtea nenorociri care n-ar fi trebuit să aibă loc în viața noastră. Niciodată. Dacă l-am fi crezut pe Dumnezeu pe Cuvânt. Unul, deci, din din motivele pentru care Domnul nu a spus satanei să nu-i cern pe copiii mei, unul din motive este acela că el a îngăduit această experiență ca ei la rândul lor să poată să înțeleagă și să susțină pe alții care sunt ispitiți și încercați. Domnul știe că nu se produce niciun fel de caracter și de dezvoltare în noi atunci când noi suntem scutiți de încercări. Bă, epistola către evrei spune, dacă suntem scutiți de încercări, de care toți au parte, toți ați reținut cuvântul, toți? Dacă suntem scutiți de încercări de care toți au parte, atunci suntem copii din curvie, spune Pavel. Și nu fi ai lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, încercarea grea din viață este un semnal pentru mine că sunt copilul lui Dumnezeu. N-ar trebui să privesc aceasta ca pe un blestem, ca pe o pedeapsă, ca pe o belea, ca pe un necaz și așa mai departe. Omul care nu-l crede pe Domnul, într-adevăr, el privește aceste lucruri în acest fel. Dar dacă l-am crezut într-adevăr pe Domnul, atunci să știți că suntem în această școală a cernenii și suntem ceruți să fim cernuți. Primul lucru de care trebuie să ne aducem aminte atunci când suntem în încercare și cred că nu este nu este zi sau poate nu este oră în care să nu fim încercați într-o privință sau în alta, într-o anumită oră putând să fim încercați, spre exemplu, în a pierde timpul. Este o ispită groaznică aceasta. Și nu jenează pe nimeni, nu e băgat nimeni la pușcărie, nu este nimeni exclus, dar este o ispită satanică atât de subtilă, aceea de a pierde timpul timp pe care puteam să-l investez. Dacă n-am ce să fac, să vaită lumea că nu avem de lucru. Fii cu minte și serios că nu avem de lucru. Nu există așa ceva. Nu există așa ceva. Ia cerei lui Dumnezeu, Doamne, uite, n-am ce face, am o oră liberă. Ce, ce mă vezi să fac? Dăm ceva de făcut. Și ai să vezi că nu vei ști când a trecut ora, o să zici, ceva că zbura așa de repede. Aceasta este lucrarea lui Dumnezeu și ispita diavolului ne urmărește în fiecare ceas, fie într-un fel, fie într-altul. De deci aceste trei lucruri trebuie să ne aducem aminte. Numărul unu, că satana te-a cerut să te cearnă. Aseară am împărtășit împreună ciudățenia aceasta gramaticală. Petru... Petre, satana v cerut să vă cearnă. Trebuia să spună, iubiți ucenici sau frați sau apostoli, satana v-a cerut să vă cearnă. Aceasta era uh, construcția gramaticală corectă, dar el spune, Petre, satana v cerut să vă cearnă. De ce El avea o oarecare răspundere între ucenici. El avea autoritate, și avea întâietatea. De aceea și răspundea de fiecare dată. El avea cea mai multă experiență dintre toți ce era acolo, datorită vârstei lui și datorită școlii prin care trecuse. Și când Domnul se adresează unui om, în contul celorlalți oameni, să știți că ne trimite mesajul ăsta, tu ești păzitorul fratelui tău. Vezi că satana va a cerut să vă cearnă. Ai auzit ceva de cineva? Oh, leu, ați auzit de cutare? Vai, ce nenorocire! Nu, 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 aduți aminte că satana l-a cerut să-l cernă pe omul ăla? Și tu ești dator cu genunchii tăi? În dreptul acelui om? Nu ești liber de datorie? ce îmi pasă mie? Sunt eu păzitorul fratelui meu. Treaba lui! E. Ce nu știe ce are de făcut? Ce e copil de dus la școală? Aceasta este atitudinea noastră de nenumărate ori, și este ceea ce și este lucrul la care Domnul nu ne-a chemat niciodată. Satana v-a cerut să vă cearnă. Aduți aminte, dar că Satana te-a cerut să te cearnă. Aduți aminte că Mântuitorul s-a rugat pentru tine să nu se piardă credința ta. Și aduți aminte că El are speranță de plină și speranța Lui nu e niciodată nu e niciodată goală sau lipsită de temei. Domnul nu are uh, nădejde înșelătoare. Deloc. Nădejdele lui Dumnezeu sunt adevărate. De aceea spune el trebuie să afrântă, nu va zdrobi mucul care mai fumegă, nu-l va ține, pentru că el are, are această credință, încredere că din acea trestie frântă, din acel tânăr bogat, din acel zacheu urcat într-un copac, din acea femeie căzută jos, acoperită cu rușine și acuzată, din aceste lucruri toate, Dumnezeu poate să scoată adevărate juvaieruri. Acesta este Dumnezeu. Cuvântul Domnului de avertizment dat nou astăzi are menirea să ne facă să înțelegem pe cel de lângă noi. În momentul în care Ajungem să devenim judecătorii fratelui nostru? Să devenim acuzatorii și cei care condamnă pe fratele nostru? În clipa aceea ne-am aliat cu cel ce părăște pe frații. Suntem de partea lui. Noi nu avem de condamnat pe nimeni. Noi avem de condamnat lucruri și stări de lucruri. Păcatul trebuie condamnat în cei mai arzător termeni posibil. În propria viață mai întâi. Pentru că Dumnezeu nu mă va ajuta să corectez pe un altul câtă vreme nu m-am corectat pe mine însumi. Niciodată. Uitați-vă cât de perversă este natura noastră amenească. Mântuitorul este în casă la Simon. Vine femeia aceasta care îi unge picioarele lui Isus și plânge de mulțumire că i-au fost iertate. Cine protestează, cine bat jocorește așa ceva și cine disprețuiește lucrul acesta? Cine e persoana care... Cum? Domnul Simon, nu, nu Simon Petru, Simon Leprosu. Simon Leprosu. Simon Leprosu este cel care uh, disprețuiește atât pe Mântuitorul, cât și pe cea care a fost mântuită. De acolo, el își bate joc de amândoi. El spune așa. Cine? Dacă ăsta ar fi proroc, pe ăsta e proroc? Dacă ăsta ar fi proroc, păi, păi n-ar ști el cine e asta? Deci el în dreptul la amândoi, are un cuvânt de dispreț, de batjocură, bineînțeles pe care și îl spune doar lui însuși, își predică lui însuși. Dar cine este această persoană care poate să disprețuiască pe cel cernut de diavolul și căzut adânc de tot? Cine este această persoană? Este o persoană de trei ori sfântă, probabil. Este o persoană care n-a greșit niciodată. Este o persoană care n-a fost niciodată smulsă sau scoasă dintr-o situație mai groaznică decât a acestei femei. De unde? El e mult mai decăzut decât femeia aceasta. El poate fi autorul nenorocirii femeii acesteia, poate fi unelta de care s-a folosit diavolul. El este unul care nu crede în Isus, în timp ce femeia aceasta crede din adâncul sufletului ei în Isus. El este cel care nu are nevoie de Isus, pentru că lui s-a iertat puțin, mă rog, îți dai seama, mai nimic, ia, ce să vă, Simone, ce zici tu? Și omul acesta e cel ce gândește așa ceva. Ce ridicolă situație! Și noi care suntem adesea cernuți de diavolul, care cădem în noroi, trebuie să ne spele Dumnezeu în fiecare zi, noi suntem aceia care ne ridicăm și îndrăznim să disprețuim pe unul. Ho, 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 ai auzit de cutare, ai auzit de cutare. Ne stă atât de urât, este atât de rău, că n-aș vrea să, să spun, dar am o senzație de vomă uneori când văd un om anume, și știu că este Simon ăsta, e un Simon care își bate joc de un altul. Oh, ce să spun, ce să spun, cine e el? Iar bătaia de joc a lui la adresa acelui căzut se reflectă asupra Mântuitorului care s-a unit cu persoana aceasta. Care mănâncă la masă cu vameși, cu păcătoși, cu femei căzute, cu hoți, cu tâlhari, cu bolnavi de lepră, se atinge de ei și face aceste lucruri care... După rândul ei, el nu se făceau. În momentul, e cu neputință să-ți să bați joc de cineva fără să-ți bați joc de cel care și-a unit viața cu Domnul Hristos. Satana v-a cerut să vă cean. Aceasta este lucrarea pe care el o face în, în fiecare zi, în viața fiecăruia dintre noi. Cam prin cu ce fel de unelte lucrează el? Cine poate să-mi spună? Cam cu ce fel de scule lucrează diavolul? Cu orice doctor ați văzut are trusa, oana vine acolo și îți uh, face trusa și cu tot felul de astea, sterilizate, n-ai treabă. Și domnul doctor ce zice? Dăm penseta, dăm bisturiu, dăm clama aia, dăm uh, acusă, cos, dăm cutare sau așa mai departe. El știe sculele pe care le are acolo, nici nu se uită la trusă, el știe ce are în trusă. Și, doamna asistentă stă acolo și îi dă permanent ce îi trebuie. Cam care sunt sculele satanei cu care lucrează el să cearnă sufletul meu? Gândirea, deci. În primul rând, se folosește de noi înșine. Cu sculele clientului lucrează. Da, cu slăbiciuni, cu gândire, cu imaginație, cu. Pofte, păcate și așa mai departe, dar dușmanul sau unealta numărul unu, cea mai eficientă în mâna diavolului pentru nimicirea ta și a mea, e propria noastră persoană. De aici pleacă tot. De aici pleacă tot. Care ar mai putea fi o altă unealtă? În cazul că nu se poate folosi de tine ca să te prăbușească pe tine. În cazul că se întâmplă așa ceva. Care ar mai fi o altă unealtă de care se folosește diavolul ca să te... Deci, aproapele meu cu alte cuvinte. Aproapele meu, cel din tâi spune Iisus în casa mea, apoi pe lângă casa mea mai departe, la lucrul meu, în societatea în care mă găsesc și așa mai departe. Oricând cineva poate fi susceptibil și este susceptibil de a deveni o, un instrument în mâna diavolului. În ce privește biserica? Unde credeți că va căuta, în ce trusă va căuta satana unelte când vrea să cearnă pe cineva dintre noi? Normal că va căuta între frați, între surori, între cei care vin la biserică. Nimeni din biserică nu poate fi distrus așa de ușor prin alt mijloc decât prin altcineva din biserică. Să ajungă un om să nu mai poată veni la biserică pentru că acolo e cineva de care diavolul s-a folosit. Pentru că dacă acel cineva este vecinul meu mecanic de aici, nu e nicio problemă. M -m -m mă emoționez numai când trec pe lângă atelierul lui. Dar dacă acea persoană este chiar aici și chiar acum, când sunt spuse aceste cuvinte, sunt nenumărate persoane care nu au participat și nu vor participa la biserică astăzi pentru că în biserică este cineva, anume. Fica noastră mai mare avea, avea un frate de care era frică, ea avea vreo 2 ani și era un frate cu o mustață dreaptă așa, nu, nu tras așa, țepoasă așa, și Tina, s -a asigur... Manuela Manuela se asigura că, când intra la biserică, era mai mică decât pragul de la treapta bisericii, dar urca pe prima treaptă și băga capul în biserică să vadă unde este uh, omul acela, ca să știe unde se așează săraca de ea, să nu fie în pericol. Și înțeleg pe un copil, dar mi este foarte greu să înțeleg pe un om. Și totuși îi înțeleg slăbiciunea. Un om este suficient de slab ca să fie distrus cu un simplu bobornac de cineva din biserică, cu o vorbă, cu o atitudine, cu o faptă. Am fost într-o împrejurare și o doamnă fostă soție de pastor, să împărtășea ideea aceasta că nu trebuie să vină nimeni la noi la biserică. Biserica noastră, noi suntem străpâni, noi suntem aici Dumnezeu, Domnul lasă cu treburile lui, noi suntem totul aici, noi învârtim tot. Acum, nu știu dacă dar acum știu, pentru că așa scrie în Evanghelie, când a venit doamna asta cu soțul ei la biserică, veneau pentru prima dată, cred, acolo, satana a cerut o cearnă pe această doamnă și a zis, adică și pe dânsul, și a zis satana, au vrei să vii la biserică? Da. Trebuie să fii cernută. Satana a cerut o socernă. Și acum nu știu ce să zic, dar din toată biserica aceea, și erau locuri destule, n-a găsit loc decât doamna aceasta, cât a trăit, ea era de părerea, știți că adventismul a avut la început o, o teorie, o idee, a închise se numește, ușa închisă. Și ei au spus că nu mai poate fi mântuit nimeni în afara bisericilor, s-au înconjurat cu ziduri până la cer ca să poată să moară înăuntru, între ziduri a trecut timp, această idee au ținut-o și noștri. Și ei au considerat toată lumea lepădată, pierdută și decât ei mântuiți, cei care sunt înăuntru. A trecut un timp și fraților de la început le-a venit în mintea, cum spune în pilda fiul risipitor, și a venit în fire. Frații și-au venit în fire și a spus, cum putem noi să spunem că alții nu sunt mântuiți sau că nu au acces la mântuire? Cine ne-a dat nouă mandat ăsta? Și s-au pocăit unul după altul, aproape că n-a rămas niciunul dintre cei mai mari care să mai întrețină o așa aberație teribilă. Dar Duhul acela n-a pierit. El încă plutește prin biserici și prin minți de oameni. Și până în ziua de astăzi, face minți de oameni să gândească în acest... Așa era această doamnă, soția unui pastor. Ea nu avea nevoie de nimeni să apară în adunare acolo. Nu avem nevoie de nimic, frate. Noi, noi aici să fim atenți cu viața noastră și atâta tot, asta e tot. Bine, cum rămâne cu mergeți în toată lumea, predicați Evanghelia la orice făptură, cum rămâne cu așa ceva? Cum rămâne în prieteniți-vă cu oamenii? Cum rămâne cu aceste... Frate, fiecare treaba lui, treaba lor, noi aici, noi aici trebuie să... Am trecut, am petrecut timp cu persoana aceasta, dar nu am risipit timpul vieții mele. În Biblie spune, după întâia și a doua mustrare, depărtează de omul acela. Nu este cazul. Dacă așa spune în Biblie, e suficient dacă ai avut două discuții pe această temă cu cineva, de acolo încolo nu se mai cere mai mult de atât. Și doamna aceasta care venise în vizită, cerută de satana să fie cernută, din toată biserica nu poate să-și aleagă un alt loc, pentru că erau și oameni de bine în biserica aceea. O mulțime de oameni de bine erau acolo. Oriunde în altă parte s-ar fi așezat, acea persoană ar fi primit-o cu dragoste, ar fi îmbrățișat-o și ar fi spus, bun venit, sunt fericit sau fericită că te-ai așezat lângă mine. Oriunde în altă parte, dar, dar a fost cerută să fie cernută, s-a așezat lângă această doamnă. Și spune ea foarte amabil, bună seara și bine v găsit. Pot să iau loc? Întreabă speriată vizitatoarea aceasta. Pot să iau loc? Doamna se uită la scaun. Mă rog, dacă... De ce tu... Tânăra doamnă e o femeie sănătoasă, adică nu i-a sărit mintea și nici inima, dar oricum un șoc trebuie să iei ca să te pomenești lângă un așa mărăcine în biserică, îți dai seama, e foarte greu. De ce tocmai aici? Că adică lângă dânsa. Și zice: Dacă îmi dați voie să mă mărturisesc, m-am uitat în toată biserica și mi s-a părut că sunteți. Era o, o doamnă în vârstă aceasta. Mi s-a părut că sunteți o doamnă frumoasă și curată și demnă, și de asta am ales să stau lângă dumneavoastră. Dar nu o să vă deranjez, vă mulțumesc. Și s-a retras. <gângh> și a pus mâinile așa. Și a participat la slujbă femeia aceasta. A participat la slujbă. Doamna aceea s-a mutat, dar nu a văzut-o nimeni a doua oară acolo. Satana a cerut. Și a cerut-o. De cine se poate folosi? De mine. Și nu e nevoie să o îmbrăcești cum am îmbrâncit o femeie aceasta pe doamna asta. E nevoie să stai rece ca un stâlp. Cineva a urmărit o emisiune chiar din locul acesta săptămâna trecută și mi-a spus ce mi-a înghețat sângele în vene când am auzit ce vorbeau oamenii între ei despre. Nu e nevoie să îmbrăcești pe nimeni. Cuvântul are destulă putere să arunce un suflet care vine în casa lui Dumnezeu printr-o simplă, prin răceală, prin indiferență, prin ostilitate, prin a-i da semnul acesta că este pur și simplu în plus, este o persoană non-grata, nedorită. Nu spune nimeni așa ceva, oh, vai, ești persoana non-grata, dar din sufletul tău radiază, fără să poți să oprești ceea ce simți față de oameni. Satana va ceru să vă cearnă. Iubiții mei, mereu se aud cuvinte, Hitler a făcut nu știu ce, și așa este, dar vă întreb, singur a făcut Hitler așa ceva? Ceaușescu nu știu ce a făcut în România, singur? Uh! Vedeați că Domnul să se strige catalogul într-o zi, va curge sângele pe scările blocurilor, dacă se strigă catalogul într-o zi, și nu se știe ce se poate întâmpla? Satana a cerut să vă cearnă. Singur face treaba asta? De multe ori. Sau uneori. Dar de cele mai multe ori mă va căuta pe mine dacă pot să-l slujesc. Și va căuta în dreptul meu pe acela care știe că mă poate răni cel mai greu și cel mai adânc. Dar să ne întoarcem, vă rog, la ceea ce este de mare preț în viața noastră. Eu m-am rugat pentru tine să nu se piardă credința ta. Și tu te vei întoarce la Dumnezeu. Să întărești pe frații tăi. Amin. Vă invit să ne ridicăm, să ne rugăm. Te invităm, Ceresculetată, în viața noastră, ca să binecuvintezi mersul nostru și gândul nostru și pasul nostru, Doamne, ca întotdeauna să se țină de urma pașilor tăi. Te rugăm din adâncul sufletului, Doamne, ca atunci când Satana. Ne va cerne pe noi sau pe altcineva să nu găsească în niciunul dintre noi unealta prin care să ne cernă. conștientă sau inconștientă. Te rugăm să ne păzești de lucrul acesta, Doamne. Doamne, au fost oameni care au suferit și au murit în chinuri groaznice pentru că au refuzat să facă rău altui om. Dă-ne și nouă Duhul acesta, te rugăm rămâi în viața noastră și nu ne părăsi cu niciun chip, ancorează-ne în stânca veacurilor Hristos Iisus. Și fă, Doamne, ca rugăciunea Ta pentru credința noastră și speranța și credința Ta în biruința noastră să nu cadă niciodată la pământ. Aceasta e speranța cu care stăm înaintea Ta, Doamne, și pentru care îți mulțumim de acum și până în veci. Amin.